găsită tuturor cu imagini de la Buzău. Primul meci din etapa 6-a, Chindia Târgoviște, întâlnește Academica Clinceni. Două formații care sigur au marcat puțin, dar sigur au rezultate diferite. O echipă a Chindiei care din două goluri a reușit să obțină 5 puncte, în timp ce Academica Clinceni este singura formație din Liga 1 după 5 etape care nu a izbutit să ia măcar vreun punct. Eu sunt Costin Cava și vă invit să rămâneți alături de noi pentru un meci care sigur se anunță interesant din mai multe puncte de vedere. Pe de altă parte sunt și destule motive. O echipă care n-a fost demolată de nimeni în acest început de campionat, dar care nu prea a izbutit să marcheze. Are doar două goluri înscrise din acțiune, cu totul are trei marcate. Și motivele se leagă probabil în primul rând de plecarea principalilor patru marcatori. Aici e o greșeală, totul a plecat de la pasă un pic cam proastă a lui Baxevanos, însă mingea întoarsă înapoi spre el a fost interceptată. Continuă, acțiunea este gol! Foarte repede vine golul, dar nu e neapărat o surpriză, e golul lui Cașini, în sensul în care Academica Clinceni a arătat bine în aceste nici măcar 9 minute. Totul pleacă de la acea eroare, o minge care cred că este ținută cu un efort suplimentar de Dinu în teren, însă mingea este interceptată, iată pe Cașini reușind să marcheze pentru a doua oară în acest campionat, după reușita de la CFR Cluj. N-am văzut reluarea din momentul acelei gafe. Probabil că o vom vedea, colegii din CAR ne oferă deocamdată finalizarea. Șut din interiorul careului, fără prea mari speranțe. Mascat vede târziu această minge. Florea își pregătește șutul, o minge cu efect. O boltă frumoasă, o minge care era cât pe ce să modifice tabela. Păun a reacționat, era acolo. Cred că dacă mingea ar fi fost pe cadrul porții, ar fi reușit să o atingă. Mâna lui, iată, depășește bara în momentul în care sare, dar totuși execuția e de bună calitate. Aici o minge care ricoșează, fericit, e un șut, e gol! Execuție excepțională a lui Popadiuc. Șut tare din interiorul careului, o minge care a dat mâinile peste cap lui Păun. 1-1, minutul 18. Un cadru cu Săndoi. Doru Popadiuc cu o execuție foarte bună, e adevărat că are și un pic de noroc, mingea ricoșează la el, a știut însă ce să facă cu această minge. Iată, pasa nu era pentru el, cred că din pieptul unui fotbalist de la Academica Clinceni ricoșează, alunecă acolo cu tot ce are Patriche, însă nu reușește să blocheze șutul din unghi. Păun încasează un gol pe care, în mod normal, n-ar fi trebuit să-l ia. Aici alergă Longer cu o pasă pentru Omoc. Șutul acestuia destul de tare, însă cred că s-a dus și la vreo 2 metri de poartă. Poate ne vom da seama dintr-un alt unghi. Dar Omoc n-a jucat rău. Dulca. O minge până la Florea, șut, gol! Excepțională execuție! Sigur e de nepermis ca Florea să primească acolo nestingherit și să tragă la poartă. Bună acțiunea lui Dulca și iată golul lui Florea. Al doilea său gol din acest sezon, devine golgheterul echipei. Iată-l pe Daniel Florea. Aceștia sunt fanii Chindiei Târgoviște. Înțeleg că în curând formația se va muta la Ploiești pentru meciurile de acasă. Nu e nimeni acolo să-l întâmpine. Șutează nestingherit. Florea ne arată numărul de pe tricou și numele.
Șut de la distanță, nu e o minge ușoară, o execuție a lui Ventura. În sezonul anterior utilizat de doar 7 ori. A marcat însă deja un gol în acest sezon, în acel 1-1 cu Șepși. O, aici e fază, gol! Cașini! Wow! Când nimeni nu mai credea, când semnale aproape că nu existau în acest sens, Academica Clinceni reușește să egaleze și să contrazică în bună măsură ceea ce spuneam despre capacitatea Chindiei de a ține de rezultat. Au fost meciuri în care Academica a jucat mai bine decât a făcut-o astăzi și n-a obținut nimic. Cașini însă reușește o dublă și poate să fie un punct care să-i păsteze și lui Poenaru locul.